Bună ziua, vă salută Tatiana. Cum suntem în zilele care preced sărbătoarea Halloween, m-am gândit să facem un scurt tutorial pe această temă. Pentru ceea ce vom realiza, vom avea nevoie de firul de culoare albă, indiferent ce tip de fir veți folosi. Vom avea nevoie de puțin negru. Vom avea nevoie de fir despărțitor sau clămița despărțitoare, foarfece, acul pentru cusut lână, o pereche de ochișori cu șurub de siguranță de culoare neagră sau două mărgeluțe negre și, nu în ultimul rând, croșetul cu numărul 3 și jumătate. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Veți vedea că este o lucrare foarte ușoară și de actualitate, să spunem, pentru tema care va urma. Deci voi face un cerc magic în care voi pleca la început cu un picioruș care nu-l vom pune la socoteală, după care continuăm lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom închide cercul magic cu fir alunecat și apoi, în corespondența fiecărui picioruș, deci vom închide mai întâi, în corespondența fiecărui picioruș vom lucra un număr de 2 piciorușe scurte. Deci la sfârșitul rândului următor vom avea un total de 12 piciorușe scurte. Am lucrat primul. Deci prima mulțire, 2 piciorușe scurte, apoi cea de-a doua, am strâns foarte bine cercul magic și este un pic dificil, însă este nevoie de strâns și vom continua în felul acesta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului cu 12 piciorușe scurte. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum vom continua cel de-al treilea rând și vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire în corespondența primului picioruș vom pune clămiță despărțitoare și vom continua în felul acesta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului la sfârșitul rândului obținând un număr de 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, iar în cel de-al treilea vom face o mulțire, vom lucra pentru un total de 6 ori, pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Și voi face și cea de-a doua mulțire aici, iar apoi vom continua singure. După ce am obținut cele 24 de piciorușe scurte, vom face 7 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, 1, 2, 3 și vom lucra 7 rânduri în total. Iar noi ne vom întâlni apoi să continuăm lucrarea. Am lucrat cele 7 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, acum vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3. Urmate de o înmulțire,
Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de 30 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând și vom continua. Am încheiat și rândul de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 36 de piciorușe scurte. Odată obținute cele 36 de piciorușe scurte, vom lucra un rând de piciorușe așa cum se găsesc. Deci 36 de piciorușe scurte. Iar noi vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 42 piciorușe scurte. Odată obținute cele 42 de piciorușe scurte, vom face un rând de 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Cred că ați început să vă dați seama despre ce este vorba. Dacă nu, peste câteva minute veți vedea. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am lucrat și acest rând de 42 de piciorușe scurte. Voi da clămiță deoparte, nu avem nevoie de ea. Acum vom lucra un picioruș scurt, firul odată pe croșet, în următorul picioruș vom face un picioruș dublu redus, firul pe croșet, în următorul picioruș vom face un picioruș dublu, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș, vom face un picioruș dublu, firul pe croșet, în următorul picioruș vom face un picioruș dublu redus, apoi în următorul un picioruș scurt și vom continua. Firul pe croșet, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, în următorul, în următorul din nou un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, firul pe croșet, vom intra în următorul, facem un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, vom continua din nou cu un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, firul pe croșet, picioruș dublu redus, lucrez cu dumneavoastră, un picioruș dublu, lucrăm împreună, astfel vom continua cu un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, picioruș dublu redus, în felul acesta, încet, încet, ajungem și spre sfârșitul rândului, deci repetăm aceste piciorușe, picioruș dublu redus, picioruș scurt, încet, încet, va lua formă figurina noastră, pentru Halloween.
cum știu că se sărbătorește și în, și în țară. Acum continui cu un picioruș scurt și reiau din nou, picioruș dublu redus, picioruș dublu. Continuăm astfel. Piciorușul scurt. Piciorul dublu redus. Piciorul dublu. Un nou piciorul dublu. Piciorul dublu redus. Și piciorușul scurt, care este și ultimul, iar acum în acest picioruș singur care ne-a rămas vom închide lucrarea și vom ascunde firele. Deci voi scurta acest capăt de fir și îl voi ascunde de dedesubt. Am ascuns capătul de fir, acum ochișorii de siguranță. Voi număra, acesta este rândul cu care am început, cele 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, deci 5 rânduri. Voi lăsa 5 rânduri, voi pune ochișorul, voi pune și butonul de siguranță, astfel dacă copiii se joacă cu jucărioara, nu vor fi în pericol. Voi lăsa 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3. În cel de-al patrulea ochi, voi pune cel de-al doilea ochișor. Deci am lăsat între ochi o distanță de 3 piciorușe. Așa, în felul acesta, ia uitați-vă, iar acum cu firul negru vom face, eu l-am pregătit deja, vom face gura fantasmei noastre, pentru că aceasta este o fantasmă și eu vom face așa un pic mai strâmbă, un pic mai urâtă, da? Cum o facem, așa. Acesta. Cu acest, cu această fantasmă, așa să-i spunem, putem face diverse aranjamente alături de dovlecei. Aveți coșulețul dovlecel pe care l-am lucrat câtva timp în urmă. Apoi, anul trecut am lucrat dovlecelul și în felul acesta vă puteți orienta un pic în lucrările dumneavoastră. Este și frunză, frunză de toamnă, frunză lucrată în tehnica croșetului irlandez. Cine dorește, pe pagina canalului puteți găsi toate acestea. Așa, și uitați-vă că am făcut ceva înspăimântător, vreau să spunem, să spunem. Eu sper că v-a plăcut și v-a încântat această idee cu fantoma mea. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, acestea mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Mi-ar face plăcere dacă pe pagina grupului de lucru aș vedea din lucrările mele și vă las cu aceleași urări de bine din totdeauna. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră.
vă iubesc, vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți alături și vă doresc o noapte binecuvântată. La revedere!